Sì, no, subiect tensionat în ultimele zile de Fișorilor. În ultimele săptămâni s-au tăiat mai mulți arbori de pe Bulevardul Chiselev, din Parcul Cismigiu, din Parcul Ioré. Primăriile au început să toaleteze imediat după ce ați venit dumneavoastră, primăriile de sector, și totul pornind cumva de la declarația aceea că trebuie să se toaleteze arborii, că s-a întâmplat acel incident nefericit în Parcul Cismigiu. De ce ați cerut să se taie arborii și să se toaleteze vara? Adică ce m-a apucat să de ce ați făcut asta? Deși am atât de multă experiență în comunicare, mi-am dat seama că știu că nu știu nimic. Pentru că există o campanie negativă, din păcate, împotriva mea și nu pornită din partea bucureștenilor, ci din partea celor care au pierdut alegerile. Și o spun, credeți-mă, bazându-mă pe lucruri concrete, și după ce vom încheia interviul, vă voi și arăta niște e-mail-uri pe care le primesc și în care am dovada că s-au plătit sume impresionante să nu ajung primar general, iar acum că am ajuns, se plătesc sume impresionante ca eu să fiu decredibilizat. Ce plătește? Vă voi arăta. Ca eu să fiu decredibilizat. Să știu și cititorii noștri. Pentru că vreau să trimit acele documente la instituțiile statului și să facă ele lumină și pe urmă să anunțe public. Nu vreau să intru într-un război mediatic cu o companie sau cu niște persoane. Nu are rost, ar fi în defavoarea mea, pentru că eu sunt primar general, aceia sunt particulari, ca să spun așa, și trebuie să respectească aparii. Le-ați fără, cine are aici arborii și dacă ați dat aviz, cine a dat aviz să taie? Nu am dat niciun aviz de toaletare sau de defrișare a vreunui arbore din capitală, dar acest lucru, deși l-am spus, cei care au orchestrat campania împotriva mea nu au vrut să-l asculte, pentru că nu era interesul să fiu credibilă, ci interesul era și strategia să fiu atacată încă din primele momente de preluarea mandatului, probabil și în pregătirea alegerilor parlamentare, acum fiecare partid se poziționează și își face campanie. Cu alte cuvinte, solicitările pentru toaletare și defrișare au venit din partea sectoarelor, din partea ADP-urilor de sectoare, din partea unor asociații de proprietari și din partea unor companii. Iar avizele au fost date chiar înainte să devină primar general, unele chiar în perioada campaniei sau imediat după, când nici nu preluase măcar mandatul, nu depusese în jurământul, de către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Generale a Capitalei, după verificări și consultări tehnice și cu toți specialiștii angrenați în această activitate. Nu are nicio legătură primarul general Gabriela Firea cu aceste acțiuni. Și atunci cum explicați că a început să taie arbori fix când după ce ați declarat dumneavoastră că trebuie toaletarea? Poate că așa a considerat cineva necesar să-mi facă un început de mandat foarte dificil. Pentru că, deși avizele erau date cu mult înainte, la fel cum au fost și cererile de toaletare și de frișare, acțiunea propriu-zisă s-a întâmplat în prima săptămână din mandatul meu. Colegii noastre de la sectoare, de că primarii de sector au făcut toaletare. Cei de la ADP nu sunt colegii mei, sunt primarii care abia își preluaseră și ei mandatele și nu cred că știau exact ce se întâmplă la milimetru în ADP-urile de sectoare. Mai toaletați, mai defrișați? Cum dați avut? Nu se ocupă primarul general al Capitalei cu acest subiect. Primarul general al Capitalei, ca orice cetățean, dar și prin prisma funcției pe care o are, vrea să se respecte legea. Și în orice caz, de acum înainte, să nu se mai întâmple fapte care pot fi considerate la limita poate legalitate sau cu anumite controverse. Vor fi în continuare solicitări, pentru că să știți că cei care au avut de suferit de pe urma căderii unor crengi în continuare insistă să se taie arborii care sunt afectați ori de boală, de bătrânețe, care sunt uscați și sunt suficienți în capitală în acest moment, și toți cei care au fost tăiați au fost asigurate de către Direcția de Mediu că vor fi înlocuiți, deci se vor planta arborii în capitală. Ne-am gândit la un protocol de colaborare, tocmai pentru a înlătura orice nebuloasă în legătură cu acest subiect, între Primăria Generală a Capitalei, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Asociația Peisagiștilor din România, filiala București. Ne vom întâlni și vom semna acest protocol pe care pot să vi-l las la dispoziție. Inclusiv vom înființa un centru de cercetare privind vegetația urbană și spațiile verzi. De asemenea, bugetul anual va fi propus și aprobat conform legislației aplicabile instituțiilor publice, prin care, în urma acestui protocol, numai specialiști și doar instituții abilitate să-și dea avizul
pentru aceste acțiuni să nu mai fie contestații din partea cetățenilor, să nu mai fie puse la îndoială avizele date de Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Generale a Capitalei. Bine, problema nu e că și acum avem la dispoziție și să vedeți cine va semna acest document și cred că din acel moment nu vor mai fi avizele de specialiști. Problema este cine taie, că cei care practic fac toaletarea nu au pregătirea necesară sau, nu știu, se va impune într-un fel. Și apoi altă problemă este cum pot eu ca cetățean să știu, de exemplu, ce copac se taie sau cum se taie. În primul rând, în premieră, pe site-ul Primăriei Generale a Capitalei, veți găsi în acest moment toate solicitările care au venit din partea ADP-urilor sau altor instituții de stat sau private pentru defrișări. De asemenea, avizele care s-au acordat. Repet, este o premieră. Este un model de transparență pe care vreau să-l aplic și în alte domenii. Cât privește arborii de pe Chiselev, a fost, pentru acest bulevard, a fost un studiu realizat de lector doctor peisagist Elisabeta Dobrescu, de asemenea cu o echipă complexă formată din profesor doctor cu studii de doctorat în istoria bulevardului Chiselev, arhitecți umaniști. Practic, și acele defrișări au avut, așa cum am fost informată, la bază și analizele unor specialiști. Nu au fost făcute, cum se spune, empiric sau după ureche sau neprofesionist. Dar campania negativă a fost una amplă și m-a vizat pe mine, care chiar nu aveam nicio implicare în acest subiect. Ajungem la alt subiect controversat, o mare problemă a Bucureștiului, țânțarii. Ne mănâncă țânțarii de vii, practic, zilele acestea. Dumneavoastră aplicați tratamente, însă aplicați doar în parcurile primăriei și primul care a venit dată de Primăria Capitalei și pe marile bulevarde. A fost o soluție de rezervă pentru că ați rămas fără licitație. Știu că e o problemă moștenită, că licitația trebuia să o facă fostul primar. Însă ce faceți ca să rezolvați această problemă serioasă? Săptămâna trecută am constatat faptul că în parcurile, în administrarea Primăriei Generale a Capitalei, s-a realizat această acțiune cu succes. Și am primit aceste mesaje chiar de la bucureșteni. Am verificat ceea ce am transmis printr-o notă, ca o rugăminte către primarii de sectoare, să realizeze prin mijloace proprii dezinsecția, în mod excepțional, cu toate că nu au această competență, dar am spus că trebuie să dăm o hotărâre de Consiliu General și mi-au răspuns că vin în întâmpinarea acestei acțiuni și așteaptă ședința de Consiliu General, care va fi peste câteva zile, tocmai pentru a primi această competență și de asemenea și buget acolo unde primarii de sector spun că nu au posibilitatea și pe lângă buget și suportul tehnic și de calitate din partea Centrului de Protecție a Plantelor. Deci ne-am asigurat că într-un timp cât mai scurt și parcurile care sunt în administrarea primărilor de sectoare să poată să regulă secundare beneficieze parcurile și aleile, de asemenea, și de asemenea spațiile verzi, dar în primul rând parcurile. Am făcut deja o listă, am transmis-o către Centrul de Protecție a Plantelor, este în mapa de Consiliu General și vrem să rezolvăm și acest subiect. Licitația în ce stadiu se află pentru atribuirea pe perioada cea mai scurtă a contractului? Licitația este suspendată în acest moment și vreau să spun că am primit reacții din partea bucureștenilor că nu deplâng deloc această licitație suspendată pentru faptul că am demonstrat că se cheltuia aproape 5 milioane de euro pentru dezinsecție și deparazitare, dar rezultatul nu era chiar cel scontat, iar noi acum am cu resurse mult, mult mai mici. Am făcut într-o primă etapă dezinsecție în parcurile mari ale Primăriei Capitale și în săptămâna viitoare pentru parcurile de sectoare. Și cu deratizarea, iarăși, că aici pentru deratizare, de asemenea, am avut vineri o ședință în regim de urgență în care am rugat ca până astăzi să vină specialiștii cu o soluție pentru a aloca fondurile necesare și faptului că sunt foarte mulți, din păcate, ciobolani în subsolurile blocurilor în anumite zone, centru vechi, pe stradă, și mai departe. Da. Există posibilitatea ca să ne strați aceste luna astea de când se zic de la celelalte ani. Știți cum? E așa, un gând amar. În 3-4 săptămâni mi se cere să fac ce n-am făcut alții în ani de zile. Da? Ce să faci? Deci ce ți-am luat în ales primar acolo de la tine? Cât se poate de repede. De aceea poate și mai greșesc la nivelul comunicării că vin repede să spun că, nu știu, căutăm cele mai bune soluții și acționăm.
Și întrebare foarte importantă. Este ce altceva decât vrea eu. Există posibilitatea să păstrați serviciul în casă, să facă primăria serviciul de deratizare și dezinsecție, să nu mai delegați către o companie? Da. Și vă spun și de ce. Modelul meu de administrare este cel de la Viena. Din punctul meu de vedere, Viena este orașul cel mai curat și mai bine administrat din Europa. Am avut onoarea și plăcerea să primesc invitația de a merge în perioada următoare la Viena, din partea primarului Vienei, și vreau să împrumut în sensul bun al cuvântului modelul său de administrare. Am intrat de foarte multe ori pe site-ul primăriei din Viena și am văzut că au o structură organizațională extrem de eficientă, au societăți proprii ale municipalității care deservesc anumite domenii de activitate și nu este nevoie să concesioneze sau să organizeze licitații unde să participe anumite companii care de multe ori chiar nu respectă contractul pe care și-l asumă și care sunt și foarte costisitoare, pentru că sunt importante două direcții pe care eu cred că primăria din Viena le respectă și este un brand recunoscut în administrația locală. Pe de parte, respect față de cetățeni, deci rezolvarea tuturor problemelor comunității, dar și cu bani puțini. Deci o grijă mare pentru banii publici, să nu fie aruncați pe fereastră doar de dragul de a încheia o licitație. De aceea, în perioada următoare, voi propune Consiliului General un model de guvernare locală pe sistemul Vienei. V-ați lămurit de ce este blocat procesul de retrocedare? Au fost foarte multe întrebări de la cititori pe această temă. Au fost mai multe etape, tot felul de încrengături. Chiar în campania electorală am primit personal foarte multe dosare nerezolvate de ani de zile, deși conțineau hotărâri definitive. Și acum este într-adevăr o bombă cu cea în Primăria Generală a Capitalei, pentru că avem foarte multe astfel de dosare, dar de la direcția juridică, chiar întrebând recent, observând și întrebările de pe site-ul dumneavoastră, mi s-a spus că nu au primit încă de la patrimoniu lista cu terenurile sau cu imobilele care putea să facă obiectul retrocedării. Mă voi interesa de ce după atâta timp nu s-a putut transfera o astfel de listă, iar Primăria Generală a Capitalei să pună în operă, practic, niște hotărâri. Câte cereri? Nu știu exact numărul cererilor, dar știu că sunt foarte multe dosare și știu că este o problemă foarte, foarte gravă. Și la audiențe, ce pași aveți să la audiențe, vin foarte mulți bucureșteni în continuare să întrebe care este stadiul dosarului lor, dacă s-a mai făcut ceva, dacă se întâmplă ceva. Eu vreau să vă spun că în privința domeniului juridic, mie mi se pare unul dintre cele mai complicate domenii din Primăria Generală a Capitalei și vă dau și un exemplu. Și aici chiar avem nevoie de un audit ca să știm de unde pornim. Pentru că în discuțiile din aceste 2-3 săptămâni m-am lămurit, dar nu suficient. Sunt 5-6 contracte cu case de avocatură care au apărat Primăria Generală în diverse spețe, dar care au consumat din bugetul anual al primăriei 10 milioane de euro. Rezultatul care este? În continuare sunt procese necâștigate, sunt oameni nemulțumiți. Nu cred că a fost un sistem foarte eficient. De aceea îmi propun ca într-un timp nu doar rezonabil, deci cât mai curând posibil, să avem rezultatul acestui audit din care să reiasă și pașii pe care trebuie să-i facem. La modul concret cu retrocederile în privința asta, adică așteptați să spun, vreau să aplicăm legea. Toate sunt urgențe. RATB este urgent, RADET este urgent, ce s-a întâmplat pe Chiselev a fost urgent, aceste dosare sunt urgente, totul este urgent. Bucureșenii trebuie să înțeleagă faptul că am bunăvoință, am putere de muncă, am reușit să încropesc o echipă cât de cât cu care să mă pot sfătui, dar nimeni nu cred că poate să miște inelul arabelei și în 2-3 săptămâni să rezolve probleme care durează de ani de zile. Câte va fi un termen pentru soluționarea cererilor de retrocedare? Un an, 2-3? Nu vreau să avansez, nu vă supărați un termen, pentru că dacă spun 2 ani pare foarte mult și nu mi s-ar părea mult să fiu în situația aceasta. Și dacă spun un an, va spune cum, în un an, vă spune toți. Vreau cât mai repede posibil și vă propun altceva, care cred că ne-ar ajuta mult mai mult pe toți. Să organizez o conferință de presă în perioada următoare, doar cu acest subiect, în care să prezint radiografia concretă.
câte dosare sunt, care este stadiul lor, ce poate oferi Primăria Generală a Capitalei transparent, pentru că să vă spun ce mi-au transmis mie bucureștenii, ce senzații au, ce sentiment. Lor le este teamă că, de fapt, vor fi rezolvate în continuare doar dosarele care vor fi duse de cine trebuie, cum s-a mai practicat. Și nu vreau să înțeleagă acest lucru, pentru că eu nu am niciun partipri, nu am nicio rudă, niciun prieten, niciun coleg care stă cu astfel de hotărâre nepusă în practică, pe care să-l avantajez, să-i spun, uite, am găsit 20 de imobile, vi le dau vouă. Deci vreau să fie foarte clar că nu cunosc pe nimeni care se află în această situație. Prin urmare, nu voi face parte unor persoane pe care eu le cunosc. A scris chiar pe site-ul dumneavoastră, la întrebări, un domn, sper să nu greșesc, o persoană, da? Deci un cititor, că inclusiv a identificat o locație și a mers la fostul primar și a spus, uitați, în contul imobilului pe care eu l-am pierdut, familia mea l-a pierdut, uitați, am găsit un imobil care acum este dat în chirie, pe o chirie modică, deci nici nu se poate spune că beneficiază capitala de 100%. Și nu este corupția din sistemul acesta. În ceea ce mă privește, vă pot asigura că nu am cerut și nu voi cere niciodată nimănui, nici măcar, nu știu, o floare sau o ciocolată, cum se spune, pentru că nu am de ce să fac acest lucru. Eu am lucrat peste 20 de ani în presă, am scos la iveală greșelile unor demnitari sau greșelile unor oameni din administrație și eu nu vreau să fac ca ei, nu vreau să le repet. Probabil că de aceea am și fost aleasă, pentru că nu am de ce să mă compromit cu astfel de lucruri. Okay. Mai avem un sfert de oră și aș vrea să vă rog să răspundeți la următoarele întrebări, ca să le putem parcurge pe toate. Vine iarna și când este foarte clar dacă o să avem sau nu o să avem probleme cu căldura. Ce soluție aveți concret pentru Oradeț? Concret, uitându-mă în ochii dumneavoastră, vă asigur că nu vor fi probleme cu căldura și cu apa caldă în capitală. Zilnic și chiar de două ori pe zi m-am întâlnit cu conducerile Radet și Elcen. Am fost și la Ministrul Energiei. Am reușit ceea ce iarăși nu s-a rezolvat de ani chiar bun de zile, și anume o conciliere între aceste entități ale statului. Una în subordinea primăriei, și mă refer la Radet, și una în subordinea guvernului, prin Ministerul Energiei, și mă refer aici la Elcen. În afara faptului că există o datorie istorică, există și o stare de tensiune între cele două instituții, pentru că, cu simplu motiv că fiecare o consideră responsabilă pe cealaltă de problema pe care o au acum de gestionat împreună. Și în mijlocul căruia am venit și eu, ca primar general nou, dornic să rezolve acum vara o problemă care ne va lovi la iarnă. Dar concret, ce aveți de să faceți? Am făcut lucruri concrete și în anterioara ședință de Consiliu General, când am alocat 3,5 milioane de euro pentru reparațiile necesare Radet și 6,5 milioane de euro, echivalent în lei firește, în contul datoriei către Elcen. Cu aceste sume pornim la un drum mai corect între cele două instituții și Primăria Capitalei. Chiar astăzi, ați difuzat și dumneavoastră știrea, au început reparațiile în zona Spitalului Filantropia, o revizie de pe urma căreia 250 de blocuri din sectorul 1 vor sta liniștite, că nu vor avea probleme cu apa caldă și cu căldura. Tot așa, printr-un program pe care l-am stabilit deja și este comun de această dată în premieră, Elcen Radet, și cele două instituții au conducerea succesivă a acestui comitet de verificare și de organizare a reviziilor pentru rețeaua de termoficare, vom avea într-adevăr un program coerent de reparații. Deci reparația e una. Reparația este foarte importantă, pentru că de multe ori se oprea apa caldă și căldura, pentru că rețeaua macro sucumba. La nivel macro, știu, s-a spus în aceste zile că Gabi Firea vorbește doar despre ceea ce a găsit acolo, dar nu despre ce face, pentru că sunt nevoită să spun ceea ce am găsit acolo în legătură cu cele aproape 200 de milioane de euro, mai exact 187 de milioane de euro fonduri europene, care sunt prevăzute în acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană, și noi ar fi trebuit de mult să accesăm acești bani, dar din păcate Primăria Generală nu și-a făcut datoria. În acest moment am reușit să recuperăm
în cele 2-3 săptămâni, timpul pierdut anterior, fără să mai dăm nume, să se simtă anumite persoane vizate și să arunce pe Facebook comunicate de presă ce din coadă ori se sună, pentru că oricum nu conține adevăruri, pentru a vota cât mai curând posibil strategie energetică în cadrul Consiliului General. Nu înțeleg de ce, de atât de mult timp de cât există acest document, el nu a fost supus dezbaterii și votului în Consiliul General. Noi vom face acest lucru cât mai curând cu putință. În momentul în care avem strategia, se întocmește caietul de sarcini, tot urgent, și apoi studiul de fezabilitate. Și aplicația de la Uniunea Europeană devine activă, pentru că acești 187 de milioane de euro se poate să vină în România. Voi merge la Bruxelles cât de curând posibil. Știți și dumneavoastră că luna august este una de concedii la Bruxelles și îmi pare foarte rău că un domn europarlamentar, care este și președintele filialei PNL, București, strigă din toți porii că de ce nu se duce Gabi Fila la Bruxelles la sfârșitul lunii iulie și în august, că știe și dumnealui că este vacanță pentru toți parlamentarii și comisarii europeni. Mai mult decât atât, în momentul în care eu aveam planificată întâlnirea cu comisarul european pentru dezvoltare, Corina Crețu, am avut acele 2 săptămâni în care nu am putut să depun jurământul, tot din cauza faptului că PNL-ul nu-și depusese raportul mandatarului financiar și nu am reușit să depun documentul. Sunt acțiuni politice, un primar general, că nu s-a dus la Bruxelles, câte vreme, 2 săptămâni l-ai ținut în afara primăriei generale pentru că nu ai depus raportul mandatarului financiar, după care îmi pare rău că acel domn europarlamentar care știe faptul că doamna Corina Crețu a avut o problemă de sănătate personală și nu a putut să primească vizite oficiale și știe acest lucru, se face că nu știe și reproșează mie că nu am ajuns la doamna, vrea să mă duc la doamna în spital, se rezolvă problema pe care primarul, dumneavoastră primar, nu a rezolvat-o 8 luni de zile. Întrebarea cu ei la radio, ce faceți cu datoria aceea de 3,5 miliarde pe care dumneavoastră nu vă interesează, dar pe mine mă interesează, pentru că acele afirmații politicianiste umbresc mandatul meu și nu este corect. Întrebarea cheie, ce faceți cu datoria de 3,5 miliarde de lei pe care Radetu are către el cer? În afară de această datorie, la ultima întâlnire am fost înștiințată că ar mai fi o datorie nerecunoscută nici de primărie și nici de către regie, care e de vreo 8 ani și ceva de zile. Și atunci am spus că cel mai corect este ca reprezentanți din primărie, de la Radă și de la Elcen, să se întâlnească săptămâna aceasta, să discute din punct de vedere tehnic cu datele și cu dovezile pe masă, să stabilim foarte clar un calendar de eșalonare, pentru că, așa cum spuneam, eu cred că trebuie să mergem în continuare pe baze sănătoase. Știu, s-a vehiculat ideea insolvenței, dar cred că trebuie să analizăm mult mai bine până să ajungem la o situație care poate să pară o sperietoare pentru angajați, și anume intrarea în insolvență. Fiecare primar al Bucureștiului a avut, cred că, un proiect de suflet. Al dumneavoastră care? Ce vreți să faceți? Domnul Trăscu cu suspendata, domnul Vidan a fost cu pasajul de la Basarab, dumneavoastră care? Eu am un proiect de suflet care nu sunt atât de măreț, dar care cred eu că, nu știu, va fi și realizabil și va conta mai mult pentru oameni. Și anume, proiectul meu de suflet este creșterea calității vieții cetățeanului. Începând din momentul în care iese din casă, tot ceea ce se întâmplă până ajunge la serviciu, la școală sau oriunde dorește să meargă, să simtă că nu este agresat de oraș. De asemenea, când revine în locuință, să se simtă cu adevărat acasă, să aibă toate condițiile, inclusiv persoanele tinere, persoanele în vârstă, copiii, să aibă apă caldă și căldură, să aibă autobuze care vin cu o ritmicitate europeană și să aibă și aer condiționat și, de asemenea, dacă se poate, șoferi amabili și cu un comportament adecvat, să fie foarte multe evenimente culturale și sportive în capitală, astfel încât și cei care nu au posibilități să meargă la mare sau la munte sau în altă țară să poată să-și petreacă, să spunem, o mică vacanță sau un weekend în București participând la diferite evenimente. De asemenea, din punctul meu de vedere, cred că ar fi cel mai mare cadou pentru bucureșteni să rezolvăm măcar într-un procent substanțial problema blocajelor din trafic prin toate metodele care sunt la dispoziție în orice capitală europeană. Dincolo de faptul că fiecare și-a pus amprenta pe un obiectiv măreț, eu vreau să-mi pun amprenta pe viața cetățeanului.
E mare problemă cu pasajul de la Piața Sudului. S-au tot jurat procentele, că e gata 70%, că e gata 50%. În ce stadiu se află lucrarea acum și când va fi gata? Stadiul este în jur de 60%. Problema este următoarea. Constructorul, de fapt asocierea între firmele de construcție, acuză faptul că Primăria Generală a Capitalei nu a făcut toate plățile necesare, iar reprezentanții primăriei mi-au arătat documente prin care constructorul a solicitat la plată sume care nu au fost justificate. Asta însemnând plăți indirecte în jur de 59-60%, ceea ce ar putea să fie imputat de către Curtea de Conturi. Pentru a debloca această situație și a ne ține de termenul pe care l-am primit chiar personal din partea constructorului, m-am întâlnit cu reprezentanții Astaldi și Euroconstruct chiar pe șantier și mi-au spus că în martie 2017 acest obiectiv de investiții va fi finalizat. Chiar mai mult decât atât, dacă plățile vor fi într-un ritm adecvat, ar putea chiar la sfârșitul anului să încheie acest obiectiv. Am solicitat Curții de Conturi să ne dea un punct de vedere pentru a ști ce este mai bine de făcut cu privire la aceste plăți care nu sunt justificate. Este adevărat. Am dovezile în acest sens, pentru că am citit și am analizat contractul. Cred că nu a fost întocmit atât de corect, prin prisma apărării interesului Primăriei Generale a Capitalei și implicit a cetățenilor. Pentru că, într-adevăr, nu este un articol foarte clar, explicit, în care să se spună că toate plățile trebuie să fie justificate. Și atunci, pe cutumă, în jur de 10% din plăți au putut să fie decontate chiar dacă au fost indirecte, deci nejustificate, pentru că a și permis legislația fiscală în vigoare. Dar, oricum, procentul nu ar putea să crească atât de mult și anume să ajungă la 60%. Dacă Curtea de Conturi ne va spune că da, putem să facem și aceste deconturi, nu am avea nimic împotrivă. Până atunci, am stabilit împreună cu constructorul ca lucrările să continue într-un ritm accelerat, să plătim tot ceea ce este justificat și să rămână decupată această problemă, eventual să o rezolvăm ulterior în instanță. Dar totuși să nu se încetinească ritmul. Mai avem întâlnit și săptămâna aceasta, pentru că este un subiect foarte important și nu vreau să-l las. Ce faceți cu pasajul de la Ciureu și dacă mai să-l las pentru alt mandat sau pentru altcineva? Înțeles. Ce faceți cu pasajul de la Ciureu și dacă mai sunt litigii cu Ivărani, se lucrează pe șantier? Se lucrează, dar din punctul meu de vedere nu așa cum ar trebui. Am fost și pe acest șantier. Vedeți dumneavoastră, și în cazul acestui subiect există două opinii. Opinia Primăriei Capitalei, așa cum am preluat eu acest dosar, să spunem, acest contract, și opinia constructorului, care de asemenea spune că în ceea ce îl privește, și a făcut datoria, dar ca și în cazul pasajului Sudului, au fost foarte multe greșeli de proiectare. Deci de la începutul acestei lucrări. Mai mult decât atât, aici la Ciurel, unele dintre suprafețe au fost preluate de către primările de sectoare, care au fost de către cetățeni și primările de sectoare au dat avize de construcții, certificate de urbanism, deci au dat toate actele necesare, inclusiv autorizații, și s-au făcut anumite construcții de către persoane private. Și atunci a trebuit să fie reconfigurată toată această zonă în perioada următoare, dar numai după ce toți proprietarii vor fi înștiințați, consultați, informați, invitați la primărie pentru a ști despre ce este vorba, se va realiza un nou puz al zonei, pentru că este necesar, deoarece situația inițială demarării acestui obiectiv este față de situația de acum din teren. Deci este nevoie de un nou puz. Răspund pe această cale și cititorul dumneavoastră care mi-a transmis că are un teren acolo și nu mai știe dacă va fi practic expropiat și statul va despăgubi sau va putea să-l folosească, să construiască ceva sau să-l vândă. În perioada următoare va fi invitat la primărie și îi se va aduce la cunoștință ceea ce se va decide. O să ducem un pic la partea de politic. Cu cine face majoritate PSD în Consiliul General? Noi avem o alianță cu UNPR și cu ALDE. Așa cum știți, UNPR asta era întrebarea. În condițiile în care de pe scena politică și a fuzionat cu PMP. Practic, acum ar trebui ca viceprimarul din partea ALDE să primească și votul celor doi consilieri generali ai UNPR și nu știu exact dacă vor da acest vot. Până la prima ședință de Consiliu General ne vom edifica. Dar cu cine ați negociat? Ați negociat cu PNP?
nu a fost practic o negociere. M-am întâlnit cu domnul Steriu, care mi-a comunicat faptul că nu mai sunt doi consilieri generali, ci 6 acum. Și de asemenea voi avea întâlnire și cu domnul președinte ALDE, domnul Călin Popescu Tăriceanu. Cred că în următoarea ședință de Consiliu General nu vom avea pe ordinea de zi punctul cu privire la alegerea viceprimarului, pentru că am nevoie să mai am niște consultări politice și de asemenea liderii de grup să mai aibă de asemenea niște consultări. E o premieră. Intenționați să negociați cu Traian Băsescu o eventuală susținere? Eu am discutat cu domnul Steriu subiectul Primăria Generală a Capitalei, care m-a căutat din partea noii formațiuni politice și continuă să dialoghez cu dumnealui. Am înțeles. Că tot a apărut... Deci v-am rezistat fără al doilea viceprimar o perioadă. Am înțeles. V-am mai contactat la Îmbătescu pentru a vă împăca după ce ați ajuns la Primăria Capitalei dumneavoastră? Nu. La acel proces. Da. Am înțeles întrebarea. Nu, și a fost, cred că, o posibilitate să stingem acest conflict în cadrul medierii. Din păcate, aceasta a eșuat. Bine, pot să spun că niciodată nu e prea târziu. Dar... nu din orgoliu personal, ci prin prisma faptului că acord respect deosebit instituției Parlamentului și fostul președinte ar trebui să dea un semn public în legătură cu faptul că poate că ceea ce s-a întâmplat atunci nu a fost tocmai în regulă. Eu sunt deschisă unei discuții civilizate și care să arată lumii întregi că politicienii pot să și recunoască atunci când greșesc. M-am înțeles că rechizitoriul din acest dosar aproape este gata. Ați primit vreo veste? Ar fi trebuit, dacă era trimis către instanță, așa cum s-a spus ieri, să mi se comunice și mie rechizitorul. Lucru care nu s-a întâmplat până acum, dar probabil că zilele acestea mă voi edifica. Dacă rechizitorul a fost finalizat și semnat de către doamna procuror de caz, și este în drum spre instanță sau a și ajuns la instanță, pentru că procedural așa ar trebui ca persoana care a făcut plângerea, deci partea vătămată, să primească, să-i se comunice rechizitorul. Până la urmă, ați fi dispusă să faceți alianță, adică PSD ar fi dispusă să facă alianță cu PMP-ul? Cred că este o discuție politică pe care trebuie să o poarte președinții la nivel național a acestor partide. Eu sunt primar general al Capitalei. Din momentul în care am fost aleasă, sunt primarul general al tuturor bucureștenilor și a celor care m-au ales și a celor care nu m-au ales. Și vă spun sincer, fără să mă derobesc de responsabilitate, aș vrea să intru mai puțin în discuții politice și mai mult să mă perfecționez și să vin cu propuneri concrete în domeniul administrativ. Firește că mi-aș fi dorit ca alianța PSD-UNPR ALDE să funcționeze și să avem o continuare majoritate. Suntem acum într-un impas și mi-ar fi de mare ajutor ca președinții la nivel național să rezolve acest impas politic. Am luat legătura cu domnul președinte PSD, Liviu Dragnea, care mi-a comunicat că se va implica atunci când se va întoarce din concediu zilele următoare.